Bună ziua și bine ați venit la fabrica de globuri din sticlă de la Curtea de Argeș, fabrica lui Moș Crăciun. Așa arată globulețul la început. Este o baghetă din sticlă, din care, cu ajutorul focului, obținem aceste bucățele mai mici, care se numesc șpițuri. Șpițul, la rândul lui, este din nou încălzit și când sticla devine roșie, moale, când atinge temperatura de 700 de grade, atunci se poate sufla și modela. O să vedeți astăzi o parte din formele pe care noi le facem. Pentru început, la spiritușul de aici o să vedeți cum obținem șpițurile, după care spiritușul de alături va face pentru dumneavoastră câteva forme de globuri. Am spus că bagheta se încălzește. După cum vedeți, sticla a devenit roșie, moale, tragem și obținem șpițul. Procedeul se repetă. Șpițul merge mai departe acum la spiritușul suflător, unde din nou îl încălzește. Suflă, modelează, obține prima formă. Este un glob oval. Ce temperatură am spus că poate să atingă sticla? 700 de grade. Și bucățica aceea mică de sticlă, cum am spus că se numește? Șpiț. Ia să vedem ce formă o să ne fac acum. Forma următoare este spirală. Ia priviți cum încălzește din nou și răsucește în același timp și în felul acesta obținem spirala. Anis la Craiova? Nu? La noi anis. Pentru că spiritușul face acum un om de zăpadă. Este forma unui om de zăpadă, dar bineînțeles, el este din sticlă. Ce formă am spus că avem? Ce formă? Așa e, știu, n-ați mâncat înainte de masă, n-aveți forță, da? Ia priviți cu atenție, pentru că omul de zăpadă nu va rămâne așa. Spiritușul îl transformă. Îi aduce mici modificări. După cum vedeți, i-a pus urechi, i-a pus năsuc, lăbuțe și a transformat omul de zăpadă într-un ursuleț. Mai vedem o formă. Atenție la forma care se face acum. Vreau să fac doar
Ce formă avem? N-am auzit. Lebădă. I-a făcut și codița și lebăda este gata. V-a plăcut până aici? Da! Mergem mai departe? Da! Haideți după mine!